Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip continuăm seria noastră de roleplay meleaguri românești. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe în caz că mai doriți să vedeți această serie pe canalul nostru de YouTube și nu doar aceasta. Și apropo, să nu uitați de clopoțel, pentru că și acel clopoțel ne ajută. Pentru că, na, voi primiți notificare când eu postez câte un videoclip. Și nu uitați că la 1000 de abonați să dăm giveaway Farming Simulator 22. Deoarece pe TikTok am făcut 15.400 chiar și vă mulțumesc foarte, foarte mult prin acest videoclip. Bun, să trecem la episod. Eu mai înainte am terminat aici de spălat tractorul, mai retușez așa puțin pe la el și astăzi avem niște planuri mai de recoltat, de alea, știți voi. Poate o să cumpărăm și o cositoare astăzi. Bun, păi... Cam asta este tractorul, după cum vedeți este curat, lună și bec este. Și acum haideți să ne urcăm în el și să-i dăm o cheiță. Perfect și haideți să vedem cum pornește de afară. Pentru că, na, v-am spus, cu drona putem face și această treabă. Bun, da, și poate nu v-am spus, dar în acest videoclip o să luăm arrow-ul. Na, știți că vi l-am prezentat și pe el acolo, vi l-am arătat. Și tractorul o să-l cuplez după remorcă. Arrow-ul o să merg cu el după combina de la Nea Augustin. După cum știți, el a zis că ne-a împrumută și nouă și am zis că, băi, de ce să nu merg să o iau de la el? Pentru că fiți atenți, este singurul din sat care are combină, pentru că momentan niciunul dintre noi nu avem, adică suntem trei cu ferme și niciunul nu avem. Adică doi din trei. Știți cum zic, 2 din 3. Așa că noi mergem cu arrow-ul după combină. Haideți să vedem. Oricum o să vedeți și terenul. Și terenul de iarbă și terenul de recoltat. Adică unde trebuie să recoltăm noi cu combina. Băi, sincer, chiar îmi place arrow-ul acesta. Și pe acesta l-a recondiționat bunicul, după cum vedeți. Adică are un interior superb, după părerea mea. Și... Chiar este întreținut bine. Adică oricum la mine o să fie întreținute foarte bine. După cum ați văzut, am cumpărat și un Pullmax. Adică știu că poate nu aveam nevoie de el momentan. Dar eu sunt o persoană, cum să vă spun, care e foarte organizată și vrea să fie absolut totul curat. Deci asta vreau să vă spun. Da, ia uitat și trancarul, l-am adus înapoi aici. Bună ziua, Nea Augustine, bună ziua! Tot aici, verificați pe la ea, merge? Nu prea merge. Păi, na. Eu astăzi am venit să-ți împrumut, dacă poți să-mi o dai, se poate? Mă bucur, deci pot să o iau? Da, știu că nu este în cea mai bună stare, dar eu zic că o să mă descurc cu ea. Deci, mi-o puteți împrumuta? Perfect. Bun, mulțumesc frumos și pentru chei și... Mă duc să-i dau acolo talpă la recoltat. Mulțumesc foarte, foarte mult. Sănătate. Bun, haideți să ne urcăm noi în această combină. Ia uitați-o ce frumos arată. Adică, na, arată, nu prea arată pentru că știți cum este. Este destul de vechiuță. Bun, haideți să-i dăm o cheie. Volanul s-a îndreptat. Haideți să-i dăm puțin în față să nu lovim pe Nea Augustin. Perfect. Și acum să virăm. Dar stați așa că nu mai putem ieși, nu știu ce se întâmplă. Da, cam greu pentru că, na, este și combina destul de mare și, sincer, roțile acelea care virează de pe spate sunt cam mici. Adică asta este părerea mea. Bun, haideți că dăm noi așa un pic în față. Sper să nu lovesc acolo nimic și nici arrow-ul să nu îl lovim. Bun, perfect. Și îi dăm aici o cuplare. Haideți să vedem, stați că trebuie puțin mai în față și cam asta este. Bun, fraților, perfect. Haideți să dăm acum cu spatele. Sper să mă încadrez eu pe aici, să nu fac vreo prostie și să dau un gard sau ceva de genul. Bun, perfect. Și haideți să mergem noi la terenul nostru unde avem noi. Am lăsat și asta puțin mai pe față pentru că, na, după cum vedeți, mi-acoperă tot. Tot în față îmi acoperă. Bun, și noi o să mergem acum la teren. Cred că trebuie să merg pe aici. Pentru că nu am prin altă parte unde. Că trebuie să iau pe drum. Da, și după cum vedeți,
ne și aruncă foarte rău, adică roțile acelea, deci foarte, foarte rele sunt, adică nu au nici cauciucuri cum trebuie, au și, cum să vă spun, aderență nu au. Haideți că ne auzim când ajung eu acolo. Bun, fraților, haideți că ajungem și la drum aici. Ajungem și la drum, perfect. Bun, și aici este terenul nostru pe dreapta, după cum vedeți. Da, și sunt foarte multe gropane, să vă zic așa. Sunt foarte multe, bun. I-am dat aici o pornire. Și să îi dăm aici în continuare. Ia uitați ce merge și combina aceasta. Haideți să vedem așa din exterior. Cu drona, după cum v-am obișnuit să mai vedeți și din dronă, știți cum zic. Și după cum vedeți, roțile acelea sunt foarte, foarte micuțe pe spate. Și cred că și din cauza aceasta nu prind bine pe jos. Adică n-au aderență. Sunt și micuțe, cauciucurile nu sunt foarte bune pe ele. Dar important este că merge. Deci important este că merge bine în brazdă. Cel mai probabil o să recoltăm noi tot de aici. Pentru că nu cred că o să fie bunkerul full. Deoarece este destul de măricel, adică în cap 5 tone. Și eu cred că o să scot undeva la o tonă și un pic aici. Adică nu cred că o să scot foarte, foarte mult. Cred că acum o să luăm noi așa pe grădină și o să fugim până la Aro. Și mergem înapoi acasă să aducem tractorul repede, repede. Pentru că, na, trebuie și remorca adusă. Că Neaugustin nu știu cât așteaptă el după această combină. Pentru că, după cum ați văzut, mai are și ceva defecțiuni, adică nu merge perfect. Și de asta, na, poate se grăbește să îi facă acea chestie. Sincer, nici nu știu ce are. Și de asta spun, că mă gândesc că se grăbește să o repare. Pentru că, da, după cum vedeți, este plină de rugine, este vai și amar de ea. Deci, sincer, vai și amar de ea. Dar eu sunt sigur că Neaugustin o să facă o treabă superbă cu această combină. Eu zic că, nu știu, o să o recondiționeze sau o să și alta, nu știu ce are de gând, dar probabil o să o cumpărăm noi, dar nu sunt sigur, vedem. Eu m-am gândit așa, dacă o dă la un preț rezonabil, eu chiar plănuiesc să o cumpăr, dar nu știu sincer ce probleme are, adică nu știu câte probleme are, dar o să vedem noi. O să vedem, o să vorbim mai multe cu Nea Augustin când o să fie de vânzare, evident. Bun, păi văd că merge treaba. Adică sunt undeva la 1 tonă 500 cred că avem, da. Cam așa arată indicatorul. Și haideți să vedem din interior, să vedeți cum văd și eu din interior, pentru că voi vedeți din dronă, dar eu nu pot să văd cum trebuie de afară. Și de asta spun, dinăuntru merge. Bine, știu că am spus că nu pot vedea bine, dar eu nu văd deloc, dar nu știu de unde am scos-o pe asta, dar ați înțeles voi ideea. Bun, haideți să ne întoarcem aici, că mai avem o brază de făcut și cam asta este. Cred că v-am spus, o să cumpărăm și o cositoare în acest episod de la Neadorel. Neadorel are o cositoare acolo, am văzut în curte. Și-a achiziționat-o acum recent, cred, pentru că, na, în episodul anterior, după cum ați văzut, nu a avut. O să vă arăt acum când trecem pe acolo. Pentru că cel mai probabil o să urc pe aici. Că mi-este mult mai ușor, am încercat pe acolo, deci nu mă încadrez, nu merge treaba. Și de asta trebuie să o luăm cumva pe aici, pe acest teren. Bine, nu știu dacă se supără cineva și dacă are cine, pentru că nu știu cine deține acolo, adică n-am auzit reclamații. Și am mai trecut pe acolo, de asta spun că am mai trecut pe acolo. Ia uitați, avem și geamul deschis. Stați să vedem dacă pot să vă arăt eu această cositoare, ia uitați-o. Este și el în curte la fântână, pentru că na, el în fiecare dimineață este la fântână și scoate apă. Ori scoate apă, ori bea cafea, adică na, la el asta este ordinea zilei. Și văd că este acolo, poate îl prindem și noi când este
de cumpărat, gândesc să mă duc să o verific. Dar vedem. Bun, haideți să ne dăm jos. Decuplăm aici toate cablurile și acum îi dăm din interior. Perfect. Bun, și haideți să ne băgăm noi înapoi cu ea în curte. Bine, cred că o să-i o las aici lui Neaugustin. Bun, fraților, haideți că am ajuns și în Aro. Îi dăm ok, fraților. Aro 320 este. Pentru că, na, v-am spus că nu știu modelul, dar am aflat modelul acum. Pentru că a scris pe el. Știu că în episodul anterior am spus 200 sau cât am spus? 240, 243. Ceva de genul am spus. Ușor că ne facem pe aici praf, praf. Pentru că v-am spus, trebuie să avem grijă aici. Pentru că sunt foarte multe, foarte multe gropane și trebuie să avem grijă la treaba asta. O să mergem acolo la Neaugustin să descărcăm combina. Adică m-am grăbit să fac că, na, știți că are el problemele alea cu acea combina. Bun, stați să vedem, să ne încadrăm prima dată, ca să nu fac vreo prostie. Exact ce vă spuneam, exact ce vă spuneam, trebuie să o iau puțin mai așa, trebuie să o iau puțin mai așa, sper că de data asta pot să îi dau, stați să vedem să nu facem vreo prostie, după cum am spus. Da, cred că merge, dar trebuie să ne facem puțin loc, așa, ceva de genul. Bun, perfect. Perfect, ia uitați-l. Nu știu de ce scrie 320 de sincer. Nu știu de ce, ia uitați. Ce bine arată. Bun, haideți să mergem noi să cuplăm remorca. Să cuplăm remorca. Asta este, perfect. Și să ne urcăm noi în UTB 650M. Băi, sincer, chiar îmi place acest tractor. Ia uitați-l cum arată așa de la depărtare. Chiar arată bine-s. Bun, haideți să dăm ok așa. Să îndreptăm noi volanul și să îi rupem fâșul. Bun, revin după ce cuplez cablurile. Bun, fraților, haideți că am cuplat și remorca aici și să îi dăm bice. Bun, perfect. Da, nu cred că o să vindem în acest videoclip. Cred că o să aduc eu aici în bunker. Pentru că eu chiar sunt curios, sunt mega curios să văd cositoarea lui Nea Dorel. Pentru că chiar sunt curios, sunt foarte curios. O să mergem acum, descărcăm de la Nea Augustin, dar sper să ne aștepte acolo cu burlanul deschis și după cum se vede, cred că are deja burlanul deschis. Bun, haideți să mergem. Dacă are și motorul pornit ca să și dea drumul, este și mai perfect. Bun, stați că orică cam greu UTB-ul meu. Sincer, cred că o să scot eu aici în drum, pentru că o să-mi fie mai ușor. Că vă spun sincer, nu știu cum o să ies eu de acolo. Sincer. Așa că o să lăsăm noi aici, oprim tractorul. Așa, perfect. Și haideți să mergem noi aici în curte. Bun, și să ne urcăm aici în combină. Perfect. Ia uitați și pe Nea Augustin acolo. Stați că trebuie să închidem noi burlanul. Trebuie să închidem burlanul. Sper să mă pot încadra pe poartă, sincer. Dronă, să vedeți dacă eu o să mă încadrez sau nu cu această combină. Da, și după cum văd, m-am încadrat, am trecut de aici. Deci este totul bine. Ușor să nu dăm în Logan, pentru că dacă am dat în Logan, iar pagubă, vă dați seama. Și nu vreau să fac pagube pe aici. Bun, perfect. Am avut rapiță. Asta e. Închidem burlanul. Și băgăm noi combina la loc la Neaugustin aici. Să își facă el treaba cu ea și să facă ce modificări vrea el. El așteaptă acolo. Bun, perfect. I-am oprit combina. Să trăiți, Neaugustine. Mulțumesc frumos. Bun. Vă închid și poarta. Haideți să închidem și poarta aici după noi. Frumos. Și acum mergem noi în tractor. Perfect. Am și descărcat, fraților. Acum mai este de făcut o treabă, să ducem noi acasă ce avem aici în spate. Bun, sper să nu dau aici în Logan, nu dau. Nu, de sincer, Loganul ăsta cred că ar trebui să-l bage în curte, pentru că nu se știe când se trezește
cu el avariat. Nu din cauza mea, poate din cauza altui om, abar n-am, nu știu. Și nu din cauza tractoarelor, pentru că mai circulă și mașini pe aici, dacă vă vine să credeți, mai circulă și mașini. Să trăiți, să trăiți, o să vin și pe la dumneavoastră. Merge, merge și pe la Nea Dorel, pentru că na, pe la Nea Dorel, sincer, nu prea am fost, pentru că, na, nu știu, n-am avut motiv să merg. Nu am avut nici ce să cer de la el, să zic așa, doar așa la o vorbă, na, așa la o vorbă am mai stat, știți cum e, dar nu am fost așa să stau mai mult la el, să zic, adică în mare parte de la poartă, să vă zic așa. Bun, haideți să ridicăm de aici și să îi dăm pe spate. Haideți să vedem. Gata, perfect. S-a dus rapița noastră în siloz. Da, și las eu ăsta aici. Perfect. Bun, haideți să ne întoarcem și să mergem acum la Nea Dorel să vedem de acea cositoare. Eu chiar sunt curios. Merg cu tractorul pentru că cine știe. Poate plecăm cu ea. Poate plecăm cu ea. Sau măcar să ne-o dea de test. Știți cum zic? Să ne dea așa, să ne împrumute câteva zile. Deci, na, o să-l întreb cât este prețul și atunci mai negociem. Bun, haideți că opresc eu tractorul aici, pe margine. Dacă trece cineva, o să claxoneze sau ceva de genul. Haideți că intrăm aici pe poarta mare. O împingem așa. Perfect. Și haideți să vedem. Bună ziua, Nea Dorel, bună ziua, bună ziua. Ce ziceți că faceți? Aici la o cafeluță, la fântâniță aici frumos? Bun e, bun e. Văd că aveți și plug aici în două cormane. Băi, e foarte, foarte mișto. Ce mai spuneți, ce mai faceți? Bine, sănătos? Mă bucur, mă bucur. Am venit să văd și eu cositoarea dumneavoastră. Se poate? Da, se poate, bun. Ia să văd că sunt curios. Este de la clas. O, este, chiar este frumoasă, sincer. VM185 este, da, văd că este așa cu verzui. Bun, păi haideți că aduc tractorul dacă e. Și o să o cuplez. Dacă nu, puteți să mi-o dați de test, că nu știu cât cereți pe ea, câți bani cereți pe ea. 10? 10 milioane? Păi aș avea acum, dar eu zic să mai țin de ei pentru că am doar 17 milioane, adică nu am foarte, foarte mult. Și de asta vreau să vă spun că, na, mai mult împrumutat astăzi decât altceva, dacă se poate, evident. Da, se poate? Vă mulțumesc foarte mult, Nea Dorel. Deci chiar sunteți oameni buni în acest sat, nu mă așteptam, adică, na, sincer, adică toată lumea este darnică în acest sat. Și mă bucură faptul ăsta. Deci pot să iau, da? Bun, mulțumesc frumos. Păi hai că aduc tractorul și o cuplez. Bun, fraților, haideți să mergem noi aici în tractor și să ne băgăm aici cu spatele, pentru că, după cum ați văzut, Nea Dorel vrea să ne dea nouă costitoarea de împrumut. Adică măcar de împrumut, știți cum este. Măcar de împrumut. Bun, haideți să ne dăm noi un pic jos. Să vedem aici la cuplaje dacă merge. Da, merge. Bun, haideți să cuplăm. Perfect. Bun, Nea Dorel, îți mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ai împrumutat-o. Cred că o să mă duc și o bag și la test direct acum. Bun, sănătate, sănătate. O să mă mai gândesc la această ofertă de 1000 de lei, să știți. Pentru că mi se pare frumoasă și mie chiar îmi place să tai iarbă, sincer să vă spun. Adică să merg la cosit. Bun, sănătate, sănătate. Bun, fraților, ne urcăm aici în tractor și dăm talpă. Băi, sincer, chiar aș vrea să o testez. Ia uitați aici ce deal este la Nea Dorel. Eu nu știu dacă urcă cu acel tractor pe aici. Adică abia urcă UTB-ul meu. Și gândiți-vă că acel tractor nu are foarte mulți cai. Adică să nu vă gândiți că are mulți cai. Undeva la 50, 50 și ceva. Adică nu știu. Dacă el se descurcă, este foarte, foarte bine. Chiar este foarte, foarte bine. Și eu chiar sunt curios dacă vă place la pădure. Că dacă este, o să mai mergem la pădure, mai tăiem și noi niște lemne de acolo. Mai plătim și mergem și mai aducem niște lemne. Pentru că, sincer, sunt și de ajutor. Pentru foc, știți cum e.
pentru foc, pentru vânzare, pentru... Na, mai multe chestii, vă dați seama. Bun, haideți că mergem la test. Eu v-am spus că o să mergem direct la test cu ea. O să tăiem câteva brazi de pe aici. O să tăiem câteva brazi, deși... Cred că o să le și strângem. Și în episodul următor, cel mai probabil o să facem baloți. O să împrumutăm noi o balotieră de la cineva. Pentru că, sincer să vă spun, cred că are neadorel și o balotieră. Bun, haideți că lăsăm jos, vă las iar cadre din dronă. Îi dăm o pornire. Aoleu, ce fum scoate, fraților. Trebuie reparat și tractorul meu, să știți. Nu doar combina lui Nea Augustin trebuie reparată, să știți. Adică trebuie reparat și tractorul meu de aici. Da, aici avem ceva garaj, după cum vedeți pe dronă. Ceva garaj, ceva pentru animale, după cum ați văzut, dar sincer nu știu ce animale. Cred că pentru oi, mai degrabă pentru oi acolo. Că na, doar de oi îmi inspiră acolo. Și apropo, o să folosim noi și acele sere. O să le folosim, pentru că mi se par interesante. Și vedem ce putem planta în ele. Și după cum vedeți, am pus aici și un gard. Gardul acesta nu era. L-am pus aici, l-am făcut pentru că să știu delimitarea. Deci chiar vreau să știu delimitarea unde este terenul meu și unde, na, unde este terenul lui Nea Dorel. Pentru că mai încolo este al lui Nea Dorel. Nea Dorel deține mai mult teren, să zic așa. Bine, el a zis că nu prea vrea silos să facă. Adică când am vorbit eu ultima oară cu el, adică înainte de asta, să mă duc să iau un împrumut. Adică el așa mi-a spus. Acum chiar nu știu, sincer să vă spun. Nu știu ce vrea să facă. Poate vrea să mai construiască ceva garaje. Habar n-am, el știe. El știe cel mai și cel mai bine. Și da, știu că poate merg incorrect cu ea, dar... Nu am ce face, aici este mai mult de probă, sincer, adică nu vreau să fac cine știe ce, pentru că asta o să fie de încercare, o să fac aici cum trebuie, o să fac aici cum trebuie, ori o să fac în siloz, bag direct în siloz, ori o să bag în baloți, adică o să infoliez, ori infoliez, ori îi bag aici în siloz, puteți să spuneți și voi acolo jos în comentarii, adică... Ce ar fi mai ok? Ar fi mai ok să facem baloți și să infoliem sau să facem, să punem direct în siloz toată iarba aceasta? Puteți să lăsați acolo jos în comentarii, chiar o să ascult de părerea voastră. Da, și după cum vedeți, nu prea trage nici tractorul meu, scoate foarte, foarte mult fum, părerea mea, dar asta este, știți cum e. Lucrurile se repară, o să reparăm noi și acest tractor. Poate să ne cumpărăm și o combină cât de curând. Deci nu se știe. Vedem ce se întâmplă mai încolo. Da, și după cum vedeți, deja am făcut terenul acesta. Foarte, foarte mult nu am avut aici. Și chiar a mers super, super bine. Cred că o să aduc eu grebla și o să strâng iarba de aici. O să strâng iarba de aici. Cred că acolo o să vă las pe rapid cu videoclipul, adică o să dau și o să fac timelapse acolo. Bun, haide să îi dăm. Bun, oare în spate nu merge? Nu taie, taie, trebuie să taie și în spate. Da, deci chiar funcționează foarte, foarte bine această, cum îi spune, cositoare, că îmi stă pe limbă și nu pot să-i zic uneori, nu știu de ce. Și da, chiar funcționează în parametrii normali. Asta e, perfect. Și mai avem o dată de făcut ușor. Haideți să dăm cu spatele. Da, după cum vedeți, iar s-a murdărit. Deci cel mai probabil o să dăm o spălare când terminăm toată treaba cu el. Bun, cam așa ceva. Mai dăm o dată în spate. Dar scoate o grămadă de fum. Și când o să-l oprim și nu o să mai stea așa turat. Ia vedeți că deja s-a dus cam tot fumul acela. S-a adus cam tot fumul acela, haideți să o închidem, să mergem noi înapoi în fermă și să aducem grebla, să strângem puțin iarba de pe aici. Cel puțin să nu fie chiar așa de multe rânduri, pentru că vă dați seama că o să fie destul de greu să le balotez sau să... Na, să le strâng, pentru că cel mai probabil în următorul videoclip o să balotăm sau o să
O să băgăm în silos. Depinde ce îmi recomandați voi. Ce îmi recomandați voi acolo în secțiunea de comentarii. Perfect. O să lăsăm la noi. Nu o să o mai duc. O să explic eu lui Neadorel. Bun, haideți să stăm un pic înapoi și să o cuplăm, pentru că asta a fost direct. Aici, probabil o să strângem noi siguranțele acolo. Asta a fost direct, am lăsat tiranții jos, am ridicat și s-a cuplat. Mă rog, s-a cuplat, cel puțin stă așa în tiranți. Stă așa puțin în tiranți și acum o să strângem noi siguranțele acelea. Bun, haideți să punem aici frână. Să strângem noi siguranțele aici, aici, în zona asta. Perfect, să mergem și cealaltă parte. Să strângem și aici, chiar dacă... Da, bun, haideți că am ajuns aici cât de cât. Am închis, ne urcăm iar în tractor. Și haideți să vedem cum facem noi rândurile, fraților. Cum facem noi rândurile. Bun, cred că îi dăm noi așa. Îi dăm noi așa. Mă gândesc că... Este ok, o să se strângă ceva rândurele. Bine, faza este că e destul de greu să strângi așa iarba de pe teren. Chiar este destul de greu. Și cel mai probabil în următoarele videoclipuri o să vedeți și niște animale pe aici. Mă rog, animale pe lângă găini, pentru că, după cum ați văzut, avem și găini acolo și, ne mai dau și ele ouă, deci ne mai ajută și ele, să spun așa. Să spun așa că ne ajută și ele. Da, cred că o să facem noi un rând aici. Deci o să facem, atâta o să strângem până o să facem un rând și să-mi fie mai ușor. Să vă implic și pe voi, cum ar fi în această serie. Puteți să mai recomandați și voi niște chestii, nu știu, pe ce animale să mergem, pe vaci, pe oi, sau să ne cumpărăm porci, nu știu. Poate aveți vreo idee. Nu știu, dacă aveți vreo idee, puteți să lăsați acolo în comentarii, eu citesc cam toate comentariile. De fapt, toate comentariile le citesc, pentru că, când am timp și eu și mai am... Așa o să mai intru aici pe YouTube și mai citesc comentarii. Mai dau o inimioară, mai una alta, știți cum este. Și apropo, nu uitați că se apropie, știți voi ce, giveaway-ul cu Farming Simulator 22. Am spus să mai zic treaba asta și așa spre final, pentru că acum o să-i dăm un jet pe tractor. Haideți să spălăm și pe el așa un pic. Să spălăm așa un pic pe roți pe aici. Pe la motor așa un pic, știu că poate nu este indicat, dar eu mai dau așa și pe cauciucuri. Adică, să fie cât mai curat, cât și cât mai curat. Hai să dăm și în partea aceasta, dăm și aici pe butelia aceasta de aer. Și cam asta este tractorul, ia uitați-l ce curat este. Bun, fraților, păi cam asta a fost cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut, mulțumesc frumos că ați vizionat acest videoclip și nu uitați de follow pe TikTok, de subscribe aici pe canalul de YouTube și de like. Vă pupă mitruș, mulțumesc frumos, pa, pa!